ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Dorobanțu. Urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Abia adus în țară, primarul fugar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, este din nou transferat. Fostul edil urmează să fie adus în capitală, la penitenciarul Rahova, unde va intra în carantină pentru aproape o lună. Cercetat pentru luare de mită, Cherecheș s-a aflat în custodia autorităților nemțești de la sfârșitul lunii noiembrie. Cu mai multe informații, ni se alătură colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună ziua, Iulia! Care este procedura acum? Bună ziua și bun găsit tuturor! Fostul edil din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost extradat după mai bine de 3 luni, timp în care a stat într-o închisoare din Germania, mai exact din München. Seara trecută, în jurul orei 7, acesta a fost adus sub escortă de autoritățile nemțești până la granița cu țara noastră, mai exact până la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 din județul Arad, unde a fost așteptat de polițiștii români, a fost preluat și dus mai apoi în penitenciarul din Arad, unde și-a petrecut noaptea, iar astăzi va fi transferat la penitenciarul Rahova din capitală, unde va sta perioada de carantină, adică 21 de zile. Cele 3 săptămâni de carantină, Cătălin Cherecheș va fi cazat într-o celulă de 19 metri pătrați, pe care va trebui să o împartă cu alți 2 deținuți. Mai apoi va fi transferat la un penitenciar de tranzit, mai exact la Aiud, și apoi se ia în calcul varianta în care el să își ispășească pedeapsa într-o închisoare de acasă, adică penitenciarul din Baia Mare. Bineînțeles, vorbim de a-și ispăși pedeapsa în regim închis. Vă reamintesc că Cătălin Cherecheș are de ispășit o pedeapsă de 5 ani cu închisoare pentru luare de mită. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Un nou scandal lovește Spitalul Județean de Urgență din Botoșani la mai puțin de un an de la moartea Alexandrei. Directoarea spitalului, medicul Monica Dăscăliței, a fost reținută de DNA. Anchetatorii o bănuiesc că ar fi fraudat mai multe concursuri de angajare. Mai multe detalii despre acest caz are colega mea, Delia Sandulachi. Bună ziua, Delia! Bună ziua, Cristina! În urmă cu puțin timp, managerul Spitalului Județean din Botoșani a fost adus la Tribunalul Suceava și urmează ca magistrații de aici să decidă dacă îl vor aresta preventiv pentru următoarele 30 de zile, după ce au făcut percheziții acasă la manager, dar și la unitatea medicală. Procurorii DNA au transmis că Monica Dăscăliței este cercetată pentru luare de mită și trafic de influență. Mai exact, aceasta ar fi primit sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. În schimbul banilor, ar fi permis anumite angajări și ar fi facilitat încheierea unor contracte de servicii medicale. La finalul anului trecut, la același spital, procurorii au făcut alte percheziții într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane care ar fi luat mită pentru angajări. Șpaga ar fi fost cuprinsă între 5.000 de euro pentru angajații necalificați și ar fi ajuns chiar și la 15.000 de euro pentru anumite posturi, cum ar fi cele de asistenți medicali. Vă reamintesc, Monica Dăscăliței a preluat conducerea Spitalului Județean din Botoșani în august anul trecut, tot după un scandal, după ce Alexandra, o tânără mamă de 25 de ani, a murit pe patul de spital pentru că nu a primit îngrijiri medicale la timp. Acestea au fost informațiile. La revedere! Elevul din Mureș, care săptămâna trecută și-a bătut diriginta până când a băgat-o în spital, a fost exmatriculat din liceul în care învață. Tânărul în vârstă de 15 ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar mai apoi eliberat. Școala a decis la acel moment suspendarea lui pentru o perioadă limitată. Acum însă a revenit asupra deciziei. Care sunt motivele și ce se întâmplă de acum cu elevul agresiv, știe colega mea, Silvia Ceh. Bună ziua, Silvia, te ascultăm! Bună ziua, Cristina, bun găsit tuturor! Elevul de 15 ani a fost suspendat de la ore pentru o perioadă de 5 zile, timp în care conducerea școlii a făcut toate demersurile necesare pentru exmatricularea acestuia. Practic, el nu se mai poate întoarce la școala la care a învățat până acum, dar poate relua clasa 8-a la o altă unitate de învățământ, dar numai în următorul an școlar. Reprezentanții colegiului au precizat că această decizie vine în urma mai multor probleme cauzate de acest elev, însă faptele de săptămâna trecută au umplut paharul. Profesorii spun că adolescentul a avut de mai multe ori un comportament nepotrivit, pentru care a fost și sancționat, însă fără rezultat. Tânărul este în continuare cercetat penal în stare de libertate pentru infracțiunile de lovire și alte violențe, dar și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Momentan acestea au fost informațiile, Cristina.
Mulțumesc, Silvia! Ziua de astăzi marchează un important eveniment astronomic. Echinocțiul de primăvară sau momentul în care ziua devine egală cu noaptea. Astăzi începe practic primăvara astronomică, iar în funcție de această dată calendaristică se calculează când pică ziua învierii Domnului. Pentru a înțelege pe deplin conjunctura astrală de astăzi, stăm de vorbă cu numerologul Oana Timofte. Bună ziua, Oana! De ce este important acest eveniment astral? Bună, draga mea, bună ziua tuturor! E un eveniment foarte important în primul rând pentru că ne dă șansa, având în vedere că această zi este, în această zi avem egală ziua cu noaptea, există șansa echilibrării energiei masculine cu cea feminină. Există șansa egalității în fața noastră, în fața celorlalți. Mai pe scurt, fie că suntem bogați, fie că suntem săraci, indiferent de statutul nostru social, avem șanse egale. Avem în această zi și în următoarea perioadă un influx foarte mare energetic. Important este să știm ce facem cu el. Vom vedea în următoarea perioadă persoane care vor dori din ce în ce mai mult să devină independente. Această inițiativă antreprenorială este, va crește foarte, foarte mult în următoarea perioadă. Acea dorință de a deveni varianta noastră cea mai bună, acea dorință de a ne echilibra interiorul cu exteriorul. Este foarte important, mai ales astăzi, să îmbinăm acel întuneric cu lumina și să iasă acea energie, pentru că știți cum e, trebuie să fie și plus și minus, yin și yang, și să iasă acel cerc energetic care ne este benefic tuturor. Să știi că în ultima vreme foarte multă lume s-a simțit, din punct de vedere psihic, foarte apăsat. E practic, ne aduce la acest moment în care trebuie să conștientizăm că sunt anumite lucruri din interiorul nostru, cum ar fi traume, cum ar fi karma care trebuie rezolvată, care tot ne înțeapă să le rezolvăm. Persoanele născute în data de 3, de 5, de 6, de 11 vor avea foarte mult atât beneficii, dar și de rezolvat în această perioadă. Berbecii, balanțele, peștii, gemenii, fecioarele, la fel. Ne vin soluții pentru toate sectoarele din viața noastră. Ne vin soluții financiare, ne vin acele situații și acele contexte în care putem ieși din relații toxice. Important e să nu rămânem nepăsători în aceste contexte în care suntem puși fie de noi, fie de cei din jur, fie de divinitate. Important e să ciulim urechile, să fim atenți din punct de vedere energetic, sufletește și să acționăm. E foarte importantă acțiunea, pentru că soarele intră în berbec, iar berbecul este cu acțiune, este prima zodie. Nu lăsați nimic la îndemâna întâmplării sau la voia întâmplării, acționați. Puneți-vă dorințe astăzi, puneți-vă inițiative, faceți curat în casă, înconjurați-vă de flori, mergeți în natură, pentru că este un moment extrem de important și nu uitați de acest moment care ne dă șansa ziua să fie egală cu noaptea. Asta înseamnă că noi putem fi egali atât din punct de vedere energetic feminin, cât și masculin. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facem astăzi? Așa cum spuneam și mai devreme, curățenia, aruncați, uitați, luați haine din casă, luați obiecte din casă, luați lucruri care considerați că, nu știu, dacă vă uitați la acel obiect și simțiți că vă încarcă cu o energie negativă, luați-l, aruncați-l, luați haine pe care nu le-ați mai purtat de foarte mult timp și puneți-le într-o cutiuță și dați-le fie de pomană, fie duceți-le la un container. Faceți loc, pentru că e momentul în care trebuie să facem loc ca să intre ceva nou în viața noastră și ca să putem face acest lucru trebuie să scăpăm de ceva. Acest exemplu este un exemplu la nivel material, da? Faceți loc, de exemplu, psihic la alte gânduri, da? Înlocuiți acele gânduri negative cu unele pozitive. Este foarte, foarte important să vă puneți față în față cu voi, să știți că acest flux de energie și
această lumină care vine egală cu întunericul în această zi este una magnifică, magică. E foarte importantă rugăciunea către Arhanghelul Mihail, de exemplu, în această seară, în aceste zile, în această perioadă. Cei, de exemplu, care se simt foarte apăsați psihic, puteți citi aceste rugăciuni. Foarte mulți, de exemplu, vor căuta terapie în următoarea perioadă. Te rog. Eu îți mulțumesc tare mult și să sperăm că o să fie echilibrat pentru toată lumea. Culori pastelate, nuanțe calde și un parfum absolut îmbietor. Toate elementele fac parte dintr-un spectaculos tablou al naturii pe care ni-l oferă primăvara, jocul magnolilor. Unele dintre cele mai spectaculoase flori sunt un adevărat magnet pentru trecătorii de pe stradă care se opresc minute în șir să le admire și să se imortalizeze cu ele. Cum arată imaginile care fac furor pe rețelele de socializare, vedeți chiar acum. Este cel mai instagramabil loc printre multe altele din capitală, dar da, ăsta este într-adevăr un loc special. Să facem cunoștință cu Cătălin, un turist din Timișoara care s-a lăsat cucerit de spectacolul naturii oferit pe străzile capitalei. În centrul metropolei, în jurul bulevardului Kiselev, magnoliile s-au transformat în adevărate vedete pe rețelele sociale și nu numai. Este foarte frumos, sunt de 5 zile în București și m-am plimbat foarte mult în zilele acestea, dar cred că ăsta este cel mai frumos magnoliu pe care l-am văzut până acum, într-adevăr, este excepțional. Cuceriți de frumusețea acestor flori, internauții le consideră un element esențial pentru a-și crește numărul de aprecieri din mediul online. În plus, este o variantă simplă și ușoară pentru a-și colora pagina de socializare. Culorile vibrante ale acestor flori reflectă întru totul frumusețea primăverii și le inspiră pe doamne și domnișoare să fie cât mai creative. Am adus pe iubitul meu să facă și mie niște poze pentru Insta. Vin de la dentist, adică sunt pe jumătate anesteziată, dar am zis să nu pierd poze cu magnolia și mai ales că am prins vremea frumoasă. Întreg peisajul capitalei capătă un aspect nou odată cu înflorirea acestor copaci, iar zonele recunoscute pentru prezența acestor arbuști sunt adeseori aglomerate în această perioadă, când toată lumea își face drum pentru a-i admira. E cea mai frumoasă din București, special am luat-o din Kiselev, am ocolit la dreapta ca să vedem magnolia asta, ca în fiecare an. Magnolia este minunată și este în plină înflorire, cum se spune, este teenager, este adolescentă, încă n-a ajuns la maturitate și vom veni să o urmărim până când va fi minunată. Îmi pare foarte rău însă că a rămas o singură magnolie, că erau doi pomi aici și noi care trăim de multă vreme veneam special să vedem magnoliile. Întreg internetul și fluxurile de socializare sunt inundate de poze din cele mai creative, care imortalizează aceste flori, iar interesul este maxim pentru că perioada lor de înflorire este destul de redusă. În funcție de specie, variază între o săptămână și o lună. Familia are un impact puternic asupra noastră. În familie aflăm cine suntem și cum să interpretăm lumea din jurul nostru. Dar dacă ne naștem într-o familie disfuncțională, atunci lupta ei pentru conectare devine și a noastră. Psihologul Cristian Andrei ne explică de ce se strică relațiile din familie și cum le putem repara. Știm că sunt foarte multe familii extrem de unite, dar există și familii care se află la polul opus. Există diverse conflicte între membrii familiilor respective. Cum ajungem să avem o relație disfuncțională cu familia și de ce? Poți să vezi o sumedenie de dușmani de primă clasă dintre rude și nu dintre străini. Ori acest lucru arată că familia pentru aceste comunități nu a reușit să se le dea un sentiment de împlinire a acestor oameni, ci mai degrabă o senzație că pierd, că fac niște eforturi, că se chinuie unii pe alții. De ce se chinuie unii pe alții? În primul rând pentru că de multe ori există competiție între bărbați și femei sau între familia de origine a ei și familia lui de origine. Există această cultură a suspiciunii. Prea e frumos, nu e ceva în regulă. Astfel încât dacă cei doi miri, de exemplu, care tocmai s-au căsătorit să iubesc, se înțeleg bine, e bine pentru soacră, de exemplu, care este un fenomen social în România, e o frustrare, e ceva suspect că se înțeleg așa de bine. Numai ea îl putea face pe fiul ei să se simtă bine. La bărbați să vorbești de mama rău, păi orice până la mama. Okay? Și atunci, da, se naște această tensiune. Recomandarea mea este ca tu generică
să faci o relație proprie cu soacra ta și cu socrul tău, nu prin intermediul soției tale. Una dintre cele mai amare forme de conflictualitate în familie este cea între soț și soție. O comunitate rurală sau suburbană din România nu este pregătită ca femeia să fie emancipată. Să câștige bani, de exemplu, sau să călătorească, să aibă mobilitate, sau să amâne ivirea copilor până când ea va avea cariera stabilită, să aibă prietene cu care să iasă. Lucrurile astea sunt foarte greu de înțeles de către unii bărbați. Sunt foarte multe conflicte care pornesc, de exemplu, între frați sau între părinți și copii din cauza banilor. Sunt, într-adevăr, banii un motiv de a-ți strica relațiile cu familia? Banul a fost, după cum știm că se numește în mod expresiv, întotdeauna ochiul cuiva, în toate culturile, nu numai la români, dar românii au un plus față de bani, gardul, găina care sare gardul, peticul de pământ, creanga de copac care trece la vecin. Oamenii nu prea sunt mulțumiți de proprietățile lor, de cât au, de cine sunt, de câtă școală au făcut. Frații se pot certa de la bani sau din orice alt motiv pentru că au văzut asta la părinții lor sau părinții nu îi educă încă de mici să fie uniți ca o adevărată familie. Există o greșeală veche pe care părinții o fac în creșterea copiilor și anume au un copil mai mare și unul mai mic și îl favorizează pe cel mic. Tot timpul, sistematic. Și de aici pleacă acea ură pe viață pe care copilul mai mare o are pentru fratele sau sora mai mică. Și încep să se certe pe bani, dar și pe rechizite când se la școală, dar și pe ciocolatele pe care le primesc, dar după aceea și pe moșteniri și așa mai departe, pentru că cel mare este frustrat și niciodată nu a putut să fie mulțumit, pentru că părinții nu i-au dat întâietatea cuvenită celui mare. Se mai pot repara relațiile de familie odată ruinate, pentru că fiecare ajunge la maturitate și face viața lui și atunci devine parcă din ce în ce mai greu să ne împăcăm cu părinții, cu frații. Când se nasc primii copii din familie și atunci copilul are acea candoare care poate să adune în jurul lui și pe bunici și pe unchi și pe mătuși și să fie totul frumos dacă tu reușești să mergi cu acest copil spre cei cu care erai certat. Pentru că de multe ori nu îl lași să se ducă la verișorii lui, la unchi și bunicii lui, dar trebuie să faci acest lucru pentru că un copil este un foarte bun mediator cu inteligența lui emoțională imbatabilă. Aniversările sunt momentul perfect pentru ca cei mici să indulcească pe invitați. Iar pentru acest lucru este nevoie de o cofetăreasă care să iubească desenele animate. Micii clienți rămân impresionați de figurinele 3D și personajele care le fac ziua de naștere mai frumoasă. Cum arată torturile spectaculoase, aflăm din materialul următor. De la torturi în formă de carusel, la unicorni, castele și până la dinozauri, zâne, mașinuțe, iar lista poate continua. Toate se regăsesc în laboratorul Cristinei, un cofetar cu imaginație și cu mâini de aur. Părinții vin cu ideea de bază, iar ea aduce sclipirea. Tortul acesta este cu morcov. Platul este de morcov cu nuci, crema este de brânză și mai are și căpșuni. Aici avem tot un tort de copii, inspirat din spărgătorul de nuci, un tort foarte colorat. În fiecare zi, Cristina primește comenzi pentru dulciuri inedite, de cele mai multe ori torturi pentru copii. Vom pregăti un tort pentru copii. Este rețeta casei, să zicem așa, este cel mai plăcut, cel mai comandat tort. Probabil datorită faptului că conține atât ciocolată, cât și fructe. Câte straturi va avea? Va avea un strat de fructe și două straturi de ciocolată. Iar pentru decor își va lăsa răbdarea și talentul să-și spună cuvântul pentru design. Va sta la frigider, să zicem, o jumătate de zi, să se așeze bine fructele cu crema. După aceea va fi îmbrăcat într-o cremă de unt și după aceea va fi decorat. Chiar dacă cei mici iubesc zahărul, Cristina reușește prin rețetele sale de casă să le păcălească simțurile. Noi nu folosim foarte mult zahăr în rețetele noastre. Încercăm să folosim doar atât cât
să dea o idee de dulce, dar să nu fie un produs excesiv de dulce, să fie cât mai ok. Clienții au la dispoziție multe variante de creme și decoruri atractive din punct de vedere estetic și pentru alte evenimente speciale. Aici avem mântor pentru botez, într-adevăr. Este o tematică, să zicem, mai nouă, apărută pe piață, inspirată din schițe, din cartoons, din desene, pentru că fiecare element are un contur negru. Cei care doresc să aibă parte de un tort spectaculos la petreceri trebuie să știe că prețul e gândit la felie și se calculează în funcție de numărul de invitați. Porția pornește de la 33 de lei. Este pe val și mereu apreciată pentru calitățile ei vocale. Iulia Dumitrache este una dintre cele mai cerute prezențe artistice la evenimentele muzicale. Astăzi, frumoasa cântăreață ne-a făcut o vizită în platoul știrilor Canal D să ne povestească despre cea mai nouă piesă. Bun găsit, Iulia! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Așadar, dragostea este cu fapte, noua ta melodie. Doar cu fapte. Fără fapte nu se poate, nu? Se poate. Bine, și cuvintele își au rolul lor atunci când primim complimente, ca să zic așa, din partea persoanei iubite, dar fără fapte și în general, cred că în orice situație, dacă nu există fapte atât de prietenie, dragoste și ce relații mai sunt, nu putem să luăm în calcul sau să avem încredere că avem un viitor cu acea persoană. Cum s-a născut această piesă? Piesa a fost compusă de Ionuș Cercel. Eu mi-am dorit tare mult o piesă pentru mirii mei. Și cumva este o piesă dedicată în mod special lor, pe care ei, bineînțeles, pot să danseze la dansul mirilor sau, de ce nu, la alte momente speciale din viața lor. Așa a luat naștere. Eu mi-am dorit o piesă pentru miri și pentru evenimentele la care eu sunt invitată să cânt și așa a luat naștere această piesă. Clipul vine în completarea piesei? Da, da, da. Cei doi dansatori cumva reprezintă mirii sau perechile de îndrăgostiți care vor să danseze pe această piesă. Iulia, tu de-a lungul vremii ne-ai obișnuit cu un anumit stil muzical. Te-ai gândit vreodată să schimbi macazul? Eu am cântat până acum ceva ani muzică ușoară mai mult și cumva asta a fost schimbarea către acest gen al muzicii de petrecere, odată cu Balkanic Show-ul, pe care eu l-am făcut alături de colegii mei și care a fost cumva o sursă de inspirație pentru toți colegii de breaslă. Și ușor, ușor am zis, măi, nu putem să cântăm doar cover-uri, trebuie să ne facem și piesele proprii și așa au luat naștere piesele proprii și, bineînțeles, multe alte piese, dar pentru că m-ai întrebat dacă s-ar putea să schimb așa un picuț, este posibil, pentru că urmează să fac o colaborare cu o cântăreață de muzică populară, nu zic încă nimic, vreau să țin secret și probabil că va fi o piesă de muzică populară. Tu muncești foarte mult. Cum reziști ritmului acesta trepidant? Cu foarte multă cafea. Serios? Da. Acum, pentru că am cumva o perioadă un picuț mai liberă și nu am evenimente chiar în fiecare weekend, merg foarte des la sală. Și, mă rog, după o anumită vârstă, după 30, știu, să nu zic exact cât, am înțeles că este foarte importantă și mâncarea și ce mâncăm și somnul și încerc cumva să țin cont de ele cât pot, bineînțeles, că nu pot așa să fiu strictă. Publicul cere o anumită melodie? Care sunt preferințele publicului cu care interacționezi? În general, ei vor piese de petrecere. Cred că una dintre cele mai dorite sau cerute melodii la petreceri, cel puțin anul trecut, a fost Am atins cerul cu mâna. Da? Deci nu exista petrecere la care să nu fie cerută această piesă. Depinde, în funcție de la an la an diferă. Bineînțeles că sunt niște piese nemuritoare, nu știu, Strigă cu mine te iubesc, al lui Vali Vigelie, pe care trebuie neapărat să le cânți la o petrecere, că altfel nu e petrecere fără acele piese. Vine vara, ai planificat vreo vacanță? Nu mi-am planificat, sincer, să fiu nicio vacanță momentan. Profit că am două evenimente, unul în Paris și unul în Palma, și profit să rămân câteva zile după acele evenimente. Momentan nu am programat nimic pentru că încă nu mi s-a stabilit cumva calendarul evenimentelor și până prin luna mai nu pot să-mi programez nimic. Abia apoi o să văd exact ce o să fac.
Între timp te mai aștept aici în platoul. Cu mare drag de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați, cele mai importante informații le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Acolo, printre principalele subiecte, aflați motivul bătăii ca în filme din Sighetul Armației, dar și ce s-a decis în privința minorului care și-a bătut diriginta. Tot pe site vedeți și primele imagini cu fugarul Cătălin Cherecheș adus sub escortă în țara noastră. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați diseară de la ora 19 principalele știri cu Cristian Sabah. Să aveți o zi frumoasă! La revedere! Bună ziua, dragii mei! Astăzi, valorile termice vor fi în ușoară creștere în majoritatea zonelor. Înnorările vor fi mai persistente în nordul, centrul și în estul țării, precum și în zonele montane. Iar în restul teritoriului, cerul va fi temporar noros. Sunt anunțate nisori în Moldova și la munte, iar în sudul și în estul Transilvaniei, cât și în Maramureș, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și izolat în Crișana, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări la munte, în special pe crestele Carpați, meridional și de curbură, dar și în extremitatea de sud-vest a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, temperaturile sunt în ușoară creștere și se vor înregistra 13 grade în Ploiești, 12 grade în Târgoviște. În Transilvania ne așteaptă o zi închisă cu precipitații mixte și vor fi până la 8 grade în Sibiu, 5 grade în Brașov. În Moldova se anunță ploi doar pe arii restrânse și vor fi până la 9 grade în Galați, 8 grade în Piatra Neamț. În vestul țării cerul va fi mai mult norat, vântul va sufla slab până la moderat și vor fi până la 10 grade în Reșița, 12 grade în Timișoara. În Oltenia vremea va fi în mare parte închisă, iar maximele urcă până la 13 grade în Craiova, 13 grade în Slatina. În Dobrogea vremea va fi mohorâtă, sunt anunțate și precipitații sub formă de ploaie, vântul va avea intensificări temporare, iar termometrele vor indica până la 11 grade în Mangalia, 8 grade în Sulina. În capitală, valorile termice vor fi în ușoară creștere față de ieri, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima zilei ajunge la 12 grade. La noapte se anunță vreme rece și instabilă, va ploua, iar minima coboară la 2 grade. Mâine să știți că atmosfera se menține închisă, sunt șanse mari să plouă, vântul va avea intensificări, iar maxima ajunge până la 12 grade. La munte cerul va prezenta înnorări și local se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în special pe crestele Carpaților meridional și de curbură. Valorile termice vor marca o ușoară creștere și vor fi până la 8 grade la Stâna de Vale, 3 grade în Semenic. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Adrian m-a întrebat cum va fi vremea astăzi în Poiana Brașov. Maxima ajunge până la 6 grade și vor fi precipitații mixte. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, vă aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteo@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.